Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vin vacanțele de vară de acum pentru cei mai mulți dintre noi. Litoralul românesc este o destinație preferată de sute de mii de români. Doar anul acesta, dar anul acesta sezonul începe cu emoții, cumva. Cu vreme instabilă, cu unele controverse legate de extinderea plajelor în Mamaia. Înțeleg că s-au raportat cazuri de febră musculară la Mamaia. La Mamaia de ce? Da, până ajungi în apă și după ce te întorci. Sunt foarte mari. Copacabana la Mamaia, cumva, adică la lățime, mă refer. Alte lucruri s-au deschis curse Uber speciale. Suntem răi. Am sunat-o pe Anca Nedea, director al organizației patronale Mamaia Constanța. Să rămână, doamnă. Bună dimineața, bine v-am regăsit! Da. Dar să știți că nu sunteți răi. Glumele astea, în general, și pe online, acum avem și online, nu? Dar și înainte, pe modelul lui Bulă, ajută foarte mult în promovare, așa că, domnilor, continuați. Sunteți ironic, adică în promovare negativă. Nu există promovare negativă la nivel mondial. Există un subiect care poate deveni viral și atunci, în mod sigur, trezește interes. Vă rog, haideți să promovăm, iar glumele astea legate de dimensiunea plajei, vă spun ca român, da? Cred că ar trebui să ne bucure. Era trist dacă spuneam că, ca înainte, vă rog, nu depășiți ce așa a făcut să cădeți în apă. Acum, eu remarc schimbarea de atitudine, că mi-amintesc că anul trecut spuseseți că litoralul românesc e ținta unei campanii de denigrare. Că e la modă de mulți ani este, și că... Dar una e să facem noi glume pe o resursă naturală pe care acum o avem, deci ne permitem să facem glume și o vor avea și următoarele generații, și una e bani pe care noi nu îi permitem, din păcate, cum face guvernul României, nu investește nimic în promovare, din alte țări, fac asta... se promovează, iar noi plusăm și pe lângă faptul că promovăm alte țări, dăm și în resursele noastre, pentru că litoralul este al tuturor românilor. Nu este al guvernanților, nu este numai al operatorilor de pe litoral sau celor care au hoteluri sau al autorităților locale din Constanța, Mângale și așa mai departe. Litoralul e al românilor. Da. Doamna Nedea, dar acum, venind la chestiune, la povestea asta cu plajele, sigur, ne bucurăm că au fost lățite plajele, e un lucru foarte bun, dar sunt, clar, și unele, da, sunt și unele controverse în privința asta. Oameni care au fost acolo spun că e nisipul, în partea asta extinsă, nisipul e compactat și e foarte tare și că acum când intri în apă se adâncește foarte repede, adică în câțiva metri, nu mai e cum era când eram noi copii la Mamaia, intrai și mergeai copil fiind, mergeai zeci de metri în apă cu apă până la genunchi. Așa este, dar să spunem că nu este o extremă, în sensul că există, nisipul nu este ciment, da, adică tare, e un nisip care nu este fin. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că nu, pe tot litoralul erau zone în care nisipul era foarte fin și zone în care nisipul era cu multe scoici. E, acum are multe scoici, dar este o chestie explicabilă, normală, adică nu prea aveam alte variante. Aceste extinderi s-au făcut scoțând din larg nisip de fund cu multe scoici și aducându-l aici. El în timp va fi supus unui proces, așa cum a fost și acela foarte fin, în care prin acele lucrări pe care le fac cei de la Apele Române, care intră cu ciară, ca să spun așa, se întoarce, se tasează, nu mai spunem de faptul că se va circula pe el și de la an la an acel material scoică se va sparge și se va transforma în nisip fin. Asta a fost un proces natural care s-a întâmplat în timp și așa am ajuns să avem pe unele plaje nisipul foarte fin, pe altele, cum am spus, mai cu scoică. Deci în subtext, normale. În subtext dumneavoastră admiteți că nisipul nu e cel mai, adică nu e cea mai bună experiență acum. Dacă vreți să spuneți asta, eu am crezut că vrem să discutăm niște realități și subiecte de interes, dar dacă vreți să insistăm. Da, nisipul este groaznic, nu mai veniți la mare. O să vin oricum românii, vă spun, așa că nu vă este. Auziți, doamna Nedea, dar eu am fost săptămâna trecută la Mamaia. Eu, domnul Luca, vă ascult. Am fost acolo și m-am plimbat, că mie îmi place mult să mă plimb, eu nu prea în stare să stau la plajă. Și am înțeles că, da, am văzut că erau multe plaje în partea asta unde s-a lățit, neamenajate, și am înțeles că
urmau să fie atribuite de la 1 iulie, am înțeles greșit? Nu. Este, este adevărat că nu erau, dar nu urmează să, să fie atribuite. Okay. Deci, în tot procesul ăsta de refacere, ce s-a întâmplat? La fel, o chestie care n-a fost surmontată și credeți-ne că organizațiile patronale, autoritățile locale, prefectura, a venit chiar ministrul mediului, a venit domnul Câțu. Uh-huh. Din aprilie tot am discutat această problemă căutând soluții. Acesta este, așa cum știți, sau pentru românii care nu știu, cel mai mare proiect pe fonduri europene de infrastructură a zonei costiere pe care l-a făcut Uniunea Europeană, de fapt țara noastră. Okay. Ar trebui să fim mândri, iar pentru noi, din păcate, este singurul proiect de infrastructură majoră pe resursă naturală care lasă și ceva în urmă peste generații. Acest proiect a fost făcut într-un calendar. Așa a picat de când a început, ca până în luna iunie să se termine lucrările. Firma care a realizat, care nu e o firmă românească, că noi nu aveam asemenea utilaje și procedee, a făcut tot ce a putut să grăbească lucrările, dar tot din cauza faptului că anul trecut nu s-au eliberat plajele când trebuie, nu s-a putut termina lucrarea decât la 1 iunie. După predarea lucrării, conform legii, rezultă niște suprafețe de pământ românesc, noi, care trebuie trecute printr-un întreg proces de hârțogărie și intabulate. Toate autoritățile avizatoare au lucrat, adică au considerat asta prioritar. Bineînțeles că au avut ordine și de la guvern, și într-o lună de zile au făcut tot acest proces de hârtii. Dar el tot a comportat un timp de o lună, astfel încât la 1 iulie să vină autoritățile române și să predea celor care au deja contracte de mai mulți ani suprafețele pentru licitație, adică pentru noile suprafețe rezultate, nu se, de ele nu se atinge nimeni. Trebuie și o să facă probabil pentru sezonul următor. Pentru sezonul următor, okay, exact. Bun. Deci cam așa stau lucrurile. Înțeles. Și acum, haideți să ne ocupăm și de vești bune, că presupun că aveți deja o situație a rezervărilor. Cum se anunță sezonul ăsta? Se anunță un sezon bun. Să știți că, de exemplu, eu am deschis proprietatea în sudul litoralului pe 28 mai. Am făcut eforturi uriașe să deschidem mai repede, pentru că vremea era foarte bună și românii voiau să vină. După aia, așa cum ați spus, a venit Dumnezeu și cu asta nu te pui și cu toți am fost așa cu minței. Da. Dar ne-am ținut angajații mulți pe care i-am luat, i-am ținut, bineînțeles, în așteptarea clienților și acum și angajați și noi ne bucurăm pentru că românii vin la mare, există cerere, există apetit de consum și sunt convinsă că există atât pentru România cât și pentru alte destinații tradiționale de vară unde se duc românii. Ceea ce este foarte bine, ce să vă spun, credeți că mai comentează cineva când după anul trecut în pandemie nu puteam să mișcăm niciunii și acum, iată, ne comportăm altfel, umblăm pe plajele românești, pe zonele de promenadă fără mască, chit că e destul de aglomerat, ăsta este adevărul, mai putem participa și la un eveniment. Arată bine sezonul ăsta comparativ cu anul trecut și asta ne bucură. Sperăm să fie foarte bine anul ăsta, oricum mult, mult mai bine ca anul trecut. Mulțumim foarte mult, Anca Nedea, director organizația patronală Mamaia Constanța, în direct la Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.